Înainte de a începe acest episod, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de subscribe și să porniți notificările pentru a fi la curent cu orice postez pe canal. Salutare, prieteni, și v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De data asta, gazda voastră, ca de obicei, Darmi, alături de Bedac. Avem link când descrierea canalului lui. Și azi, după cum ați văzut în titlu, în thumbnail și nu mai știu în ce am pus, deschidem, de fapt am primit filmări de la abonați vreo 5 de Raft Chest-uri. Am făcut 104 de abonați. Da, și mă din gură. Aveți o dovadă undeva pe ecran cu mesajele primite. Și da, să începem opening-ul. Ok, începem cu un gol chest. Te rog frumos să nu mai tastezi pe acolo pe fundal, ok? Că după asta... Dacă se întâmplă ceva, n-am cum să fac chiar filmarea. Ok, momentan nu mai chestii de căcat. Nu mai chestii de căcat. Bun. Deschidem crown chest-ul. Legendară. Nu merge. X-Slader ne minte pe toți. Ia asta, stați un pic să nu iau și aici. Avem și clan chest-ul. Ok, Stai că merge așa. Legendară. Nu merge. X-Slader ne minte. Hai clan chest-ul, da? Așa bun. Dar nu merge. X-Slader ne minte pe toți. Nimic din clan chest. Aici nu avem nimica. Acum Legendary King chest. 4000 gold. Aici am să aleg boschetia. Bun. Hog Rider-ul 100%. Better Ram. Am să-l aleg pe scuipăriciul ăsta. Aici cred că am să iau Horda 100%. Mai bună, cred. Legendar, oh my god, ce se întâmplă? Am să iau 21 de Goblin Barrel. Deși cred că era mai bun. Zin, ce legendare. Hai. Două legendare noi, de fapt una. Prințesa. Bun. Mi-a picat Lightning Chest. Opening cu Lightning Chest curând. Bun. Păi, hai să dăm și noi aici. Dăm un 2v2 atâta. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.